Pofticioșii care vor să guste primele fructe românești ale acestei primăveri o pot face cumpărându-le din piață la prețuri relativ accesibile. Sunt comercianți care vând cireșele cu 60 de lei kilogramul, însă nu au clienți aproape deloc. Dar sunt și producători care cer 20-25 de lei, în funcție de calitatea fructelor. Printre clienți sunt părinți ori bunici care vor să le facă o surpriză copiilor sau nepoților. Am venit la Strehaia ieri, la școală, acolo în față, 5 cireșe, 6 cireșe, era 3 lei. Sunt scumpe, dar pentru copiii ei, că nepoții ăștia, că așa pentru mine n-aș lua, dar ei pentru nepoți, domne, că ce să faci? Mi se par scumpe. Sunt scumpe. Acest domn a venit să cumpere cireșe din Turnul Severin, tocmai de la Strehaia. 20-25 de lei kilogramul e un preț acceptabil, spune bărbatul, dar 60 de lei, cum există la un alt vânzător, e foarte mult. Spre deosebire de capitală, prețul e accesibil, spun cumpărătorii. Totuși, să plătești pe un kilogram de cireșe cât pentru 5 kilograme de carne, li se pare cam exagerat. Cam exagerate, mai ales la cireșe, 60 de lei este enorm. Cine își permite și chiar dacă mi-aș permite, nu eu. Ați luat de poftă? Nu, pentru fetiță, pentru nepoțică, pentru n-aș fi dat eu băiața bani pentru mine, da. 25 e mai rezonabil? Da, 25 e mai rezonabil, cum are doamna. În București ați văzut? Ai, 160. Eu am zis că e o glumă. Am crezut că e o glumă. Dar... 5 ori, 6 ori? Da, nu e corect. Dar ce să facem? Astea? Dar nu luăm. Pentru copii, da, dar pentru noi ne abținem. Printre producătorii de fructe îl găsim pe domnul Cornel Tolea. Are o plantație de 4 hectare de pom fructiferi în Voinești. Acum vinde mere, pentru că cireșele în Dâmbovița se coc ceva mai târziu. Spune că producătorii români de fructe își fac loc cu dificultate pe piețele din București. La noi, la Voinești, a fost cea mai mare stațiune pe țară, Pomicolo. Și nu cireși? Sunt, avem și noi cireși, dar suntem cu 3 săptămâni în urmă față de dumneavoastră. Deci dacă noi apărem aici, e târziu. 5-6 lei ajunge la... Să vii de la 3-400 km pentru 6 lei. Nu merită. Nu. Nu. Mergeți pe piața din capitală? Nu mergem la piața din capitală, că acolo nu putem să ajungem pe piață. Nu poți să intri pe piață. E o mafia piețelor. Păi așa este peste tot. Dacă în trecut ajungeau la piață după cireșe, căpșunile s-au copt deja și sunt vândute în piață la Drobeta Turnul Severin la prețuri între 18 și 20 de lei kilogramul, adică sunt mai ieftine decât cireșele.